Vești bune pentru locuitorii sectorului 6. Au fost demarate lucrările pentru amenajarea unui parc în cartierul militar, în locul unui teren de pe strada liniei care în acest moment se află în paragină. În sfârșit dăm drumul la lucrările pentru amenajarea parcului liniei în cartierul militar, în zona Lujerului. În sfârșit zic pentru că a durat foarte mult să obținem acest teren. Este vorba despre un teren fost industrial pe care îl vom reda comunității sub formă de parc. Drăguț, cât mai mult verde să fie. Locuiesc în zonă și ar fi ceva benefic pentru această poziție. Foarte aglomerat, ar fi ceva bun pentru noi. Parcul va dispune de mobilier urban modern. Vor fi instalate bănci pentru odihnă, terase și restaurante pentru petrecerea timpului liber, dar și zone de relaxare. Copiii vor beneficia de un loc de joacă dotat cu aparate de ultimă generație. Spațiul va fi însoțit de o terasă de unde părinții își pot supraveghea copiii. Iubitorii sportului în aer liber vor avea terenuri dedicate, dar și un skatepark pentru adolescenți, iar o pistă de biciclete va înconjura parcul. Totodată, parcul va beneficia de un sistem de iluminat public modern și de supraveghere video.